Rancati! Bă, lasă lemnele alea! Vino repede încoa! S-arunc lemnele? Da, lasă-le odată! Și vino încoa, repede! Da, stai niște, faci parte din plan! Și fiți atenți, aveți 2 minute la dispoziție să plecați toate mașinile de poliție de aici, altfel omor acest ăsta static! Mă omoriți? Da, te omor dacă nu pleacă ei cu mașinile! Ce s-a întâmplat acum? Ascultă, îți sunt recunoscător că m-ai ajutat acum și am o ofertă pentru tine. Te bagi? Păi uite, nu știu, aveam decărat lemne, trebuia să plecez pentru iarnă și nu știu sigur, adică... Nu, n-am treabă cu chestiile astea, îmi pare rău. Ascultă, dar te bagi în afacerea asta, o să faci o groază de bani și o să scapi de tot ce te deranjează. Nu o să mai trebuia să adun lemne, nu o să mai trebuia să faci absolut nimic. O să stai barosan în casa ta, o să fii cineva, ascultă, te bagi? Bă, nu sună rău, adică dacă spui tu că fac bani și chestiile alea, bă, eu cred că mă bag. Mă bag. Da, mă bag. Ok, atunci în situația asta, te aștept mâine dimineață la ora 7 fix, în școala părăsită din oraș. Bine. Să știi că dacă nu vii, va trebui să te omor, pentru că deja ai văzut prea multe. Bine, o să vin. Ok. Da, începem. Deci fii atent, ăsta e pistolul, nu-i încărcat, nu-i nimic. E foarte simplu. Ai băgat încărcătorul, ai înarmat și ai tras. Ai înțeles? Am înțeles. Vezi valiza asta? Da. Ok. Valiza asta va trebui să o duci pe stadion într-o clădire mai abandonată, e așa. O lași acolo și ai grijă să nu te vadă nimeni. Da? Dacă vezi ceva polițiști, ai pistolul. Poftim. Ține valiza. Te descurci cu ea? Da. Știi ce să faci? Da. Deci dacă vezi pe oricine care te urmărești sau chestii dintre astea, ai tras. Da? Ok? Da. Repet ce am spus. Dacă văd poliție, fug. Ok, ai înțeles. Hai, du-te. Stai că am uitat ceva, vino înapoi. În primul rând, dă chestia asta de pădurea jos pe tine. Și în al doilea rând, pune-ți ăștia pe ochi. Invers. Da. Te-a văzut cineva? Nu. Adică, ba da. Adică, era poliția, dar m-am ocupat de... De ce puți la ochi? Nimica. M-am împiedicat o leacă și... M-am lovit puțin, adică, nu-i tare. Să înțeleg că ți-a luat bătaie. Nu mi-a luat bătaie. Pentru asta, îți cad 1% din tot ce trebuie să câștigi, da? Clar? Bine. Mai avem o treabă. Până acum sunt mândru de tine, dar mai am o misiune pentru tine. Da. Stai puțin că îmi sună telefonul. Revin. Ok. Să vedem ce vreau asta. Alo, da. Danielu.
Da, o să-l aranjez, am un băiat special. Am eu grijă de el, stai niște, până acum am adus valiză, am făcut tot ce trebuie. Da? Stai niște că l-o mor după, nu e nicio problemă. Ok. Nu trebuie să mă bag în asta. Salut. Nu trebuie să mă bag în asta. Ce mă fac? Am auzit ce ai vorbit cu Nelu la telefon. Mi-a făcut plăcere să fac această afacere cu tine. Salut. Las că vezi tu. Nu îți scap tu așa ușor pe durare. Te prind eu. Hoppa di da la 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 la